Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Stellar Blade. Oameni buni, întâmplare că ne-am întâlnit, ei bine, am ajuns în deșert, unde deja lucrurile încep să se deschidă foarte tare în jocul ăsta. Și e bine să avem parte de tot felul de inamici dubioși în stânga și în dreapta, dar cumva s-a transformat foarte tare acum într-un RPG, pentru că încep să ai o tonă de misiuni în stânga și în dreapta, secundare și cerințe și locuri faine de explorat. De aceea mi-am pus așa un cel pe aici să explorez relativ cât de mult pot, încât să fie și interesant pentru voi, dar și distractiv. Știu că aici că e ceva secret în partea asta. Mi-a șoptit un prieten și că bă, du-te acolo, că e ceva fain dacă vrei să te duci. Zic că ar merita așa pentru toți the boys din chat, din comentarii, așa. Mamă, stai așa un pic că m-a gherlit. Așa-s foarte nașpa. Pentru că-ți fac rush cu atacurile. Vine pe double dodging. Îs nașpa rău de tot cu rush-urile astea așa. Am asta, l-am rupt instant. A, nu mai am charge-ul, eu mă chineam să dau charge-ul, dar n-aveam charge-ul. Bun. A, un fast travel pus așa aici frumos, stai să activăm și pe ăsta. Da, am aflat că fast travel trebuie să le activezi, nu le poți lua pur și simplu așa, gen treci pe lângă ele și gata, e fast travel. Voi vă dați seama câte fast travel am ratat. Bine, afară de alea de la checkpoint-uri, știi? Bun. Bă, că avem aici... O, clar trebuie să iasă ceva de pe aici. Clar trebuie să iasă ceva de pe aici. Am dreptate. Nu pare să aibă foarte multă viață băiatul ăsta. Prea îmi dau seama când tentaculul vrea să mă atace. Se o problemă. Bă, le uzi mai mulți. Hai să-i luăm pe ăștia, că par mai ok de distrus. Carcă. Nu mi-a ieșit schema așa cum doream eu, dar să zicem. Bun, și acum mai avem mizeria asta. Bun, măcar... Oleu! Oleu, cu-ți atacurile urâte. What the fuck? Nu, e mizeria asta de calo, cerbo, nebunie. Zav. Place, a chemat și pe ăsta. Alo. Păi, calul e pa. Ok, ăsta acum. Bun. Avem muniție, dar nu-i problemă. Da, animația de la tentaculul ăsta e peste tot, e cam greu să-i prezici puțin mișcările. Decât aici, maxim, pe al doilea, poți să-l dai când trebuie. Dar asta dacă-l dă pe al doilea, că ați văzut că poate să dea bait. Măcar primim ceva de aici. O bombă. Cred că asta era smart mine-ul. Experiență. Deci cadavrele astea sunt doar pentru experiență în mare. Bun, unde mai trebuie să mergem pentru obiective? Practic pe aici trebuie să începem. Dar o să vreau să mergem acolo unde v-am zis eu. M-a făcut curios să văd ce Dumnezeu e pe partea aia de acolo. Sunt că puțin exploring în jocul ăsta nu strică, chiar e destul de nice. Deci practic pe aici, nu? Nu, mai în față. Mai în față, nu pe aici. Bine, să avem grijă să nu dăm agro la toate mizerile astea de pe aici. Deja ne atacă ceva. Ia uite. Ce-i mai place chestia alea să ne urmărească. Tot înainte, ia să vedem. Zic că aș vrea să văd ce la junkyard-ul ăla de acolo. Poate să item de luat. Gen de cumpărat chestii. Și să fim cu ochii în patru și după vreun camp.
Wow. 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 Cum? N-am să întreb. Dar știu direct doar că voiam un camp. Mi-a dat camp direct, nu nici s-a mai gândit. Aici mă gândesc că merge telefonul, nu? S-a trebuit activat și aici. Ok, aici am trebuit activat. Voiam doar să mă asigur. Skill-uri cred că nu băgăm acum. Și ne-am cam băgat în chain skills aici. Putem să luăm și pe astea. Să chainuim niște lucruri. Ce vinzi tu la shop-ul ăsta? A, muniție! Ai pus să cumpăr cantitatea maximă? Hai, dăm 10 de astea. Stingere. A, 3 maxim de astea. Oh, asta să-ți dea revive. Ok, sunt niște chestii care să-ți dea revive. Asta e tare. Bun. Dăm și noi un rest ca tot omul. Să ne revenim și noi după toată aventura asta turbată. Și să vedem acolo ce găsim, unde vrea asta să mergem. Și bine, trebuie să mai căutăm și iteme pentru quest. Questul secundar. Ia uite-te, e o creatură nouă. Creaturi noi. Bibo-bip. I'd like to inform you that my mobility is limited due to an accident. I kindly ask for your assistance. Huh? What? Whose communication are you going to be? Give me a second. I'll check. It doesn't seem to have been intentional. The signal's being broadcast across several frequencies. In any case, it's... I know what this is. Știi el mă repede. Oh, practic pot să iau tot înainte, repede. The signal should be at the dump site north of the scrap plants. You're gonna love this. I think. That is if you're feeling inclined toward a little neighborly help. No, hai să vedem ce găsim acolo. Old droid. Ah, văd că pe aici sunt tot fel de droizi. Oh, what the fuck? Hai unde ăsta? Ah, mai zic, de ce n-a mers dodge-ul? Și pe ăsta săracul l-am omorât din simpla prezență. Stai că trebuie să-l bat pe ăsta. Pa? Stai un pic că e droidul ăsta aici. Ah, dar pe ăsta te ferești ușor de el. Pare cam prost băiatul. Pare prostul rău de tot droidul ăsta. Bun. Mai și polimerul de care mai aveam nevoie. Bun, ce zonă interesantă aici. Oh, stai că ăsta e de la... Ăsta aș vrea să-l batem puțin să vedem cum e. Cu el nu ne-am bătut. Ok, un singur atac. Ok, drăguț. Am vrut să văd așa cam de ce e în stare și pare mișto. Domnul Dronache. At this time, I have limited mobility due to an accident. What the fuck is this? I request your assistance. Ah, asta e junkyard-ul ăla de l-am văzut eu. Oh, e și drumul pe care ar trebui să-l iau totuși. Ne zicem ce pe aici. Eu cred că e jos rău de tot acolo, că doar a zis ăsta al nostru Adam, căci că e acolo un pretenaș. Mamă, pe bune că a dat atâta damage. Ne-a rupt. Mă, cât parkour trebuie să faci, bă, băiatul. Nici vreau să știu cum plecăm de aici. Fără mișto. Stai așa, înainte să intru la scrap, iar vreau să încă acolo unde... Oh! Avem camp. Camp și cu fast travel.
Da, V-coin-uri de astea, bă, că tot obține de peste tot. Deci nu e asta o problemă. Miricum nu e nicio creatură pe aici. E așa la liber. E mai mult sau mai puțin. Oh, e cu d-asta, e ok. Mă și uitam. Oh! Oh! Îți dă el! Ok, ok, nu, 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 stai așa, n-am știut că e cu ce-mi dă el. Nu cu ce vreau eu. Nu! Nu! E mult mai greu. Ok. Fost o leacă de muncă, n-am să vă mint. Smart mine. Să nu cred că pot să deschid. Ba da? Păi și ne ducem bine? Ok, ne ducem bine. Și aici în stânga ce ar trebui să fie ceva. Wasteland Basin. Oh. Stai că e ceva. Wow. Și aoleu, e ăsta cu seringă. E dinozaur drog. O calu drog. Cal Drogo. Pentru prieteni. Oh, fuck. Wait. I fucking died. Ok, sunt eu prost. Ui, ui, ui. Ok, am testat niște chestii pe care probabil n-ar trebui să le testez în combat. Adică nu aici. Ok, am dat bloc acolo, dar totuși. Hai că scuipinează. Și am prins de acolo. Ok, n-a fost deloc cum îmi plănuisem eu chestia acolo. Oare mai am heal-uri? Dacă mai am niște poțiuni. N-a mers blocul? Ok, asta nu dă healing. Asta dă healing. Oi, oi, oi. Hai că nu mi-am cheltuit toate heal-urile aproape. Ei, am făcut rost de ce m-ai întrebat pe aici, e bine. Unde suntem? Suntem bine? Ok, tot înainte. Trebuie să mă ocup și de robot, mi-o ăla de acolo. Oh, fuck, stai așa că sunt mai mulți. Dă-mi-l pe ăsta puțin. Oh, dar vin toți trei deodată. Opa. Cred că ne-am dus puțin cam mult. Oh, ne-a dat foarte aproape. Am căzut din țeacul să ne dea super cine știe unde. Cum l-am văzut mă pe acolo.
Oh, fuck off! What? Oi, oi, oi. Nu prea dă damage chestia asta. Stai așa un pic. Ba, 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 ba. Oi, 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 mâncava și ochii voștri. Ok, unde e ăsta, l-alt? Ok, stai așa, că ăsta și-a activat chestiuțele. Cât wind-up avea. Ok. Sperăm că o să merită efortul depus. A, deci revival-ul merge numai o singură dată, nu? Holiday Rabbit. Oh, no. Cred că e un costum și cred că știu ce costum e. Oh, doamne. Oh, boy, țineți-vă. Au, cred că să-l craftăm mai întâi, stai așa. Da, de acum trebuie să ne întoarcem, am rezolvat. Păi, și de aici, dacă mă duc pe ruta aia la altă, mă întoarcem în altă parte. Hai să ne întoarcem la quest acolo, că acolo erau și... și iteme de care aveam nevoie. A, m-a auzit fix când să dau ambush-ul. Oh, dublu. Gata, mă. M-am mâncat ce drept să mă bag cu ei în stilul ăsta, n-aveam ce să-i fac. Dar totuși, bun, și aici pare mai erau și ceva pentru quest-ul nostru. Deci, cumva ne-am bătut puțin de la main, dar cumva ne ajută și pentru celelalte secundare pe care le avem. Nu știu că vreau să intru în chestia aia. Ce zicea ăsta aici? A, e înăuntru. Stai un pic, mă, vreau să craftez aici. Avem lucruri noi de craftat, nanosuturi. Oh, ăsta era? Oh my god. Bro. Da. Yes. Mam, are și glugă și. Da, am înțeles. E bine. Dacă nici cu costumul ăsta nu vă atrag atenția asupra seriei, îmi cer scuze atunci. Am încercat și eu. Ce poți să și faci? Bine, vă dați seama că o să-l păstrăm doar așa, for the memes. A, am crezut că ăsta trebuie să-l batem. Hello? A, nu știu ce nimic aici trebuie să fie totuși. Cred că e ceva loot aici care să mă ajute. Da, cred că e sus pe... pe ceva. Stai așa să vedem unde ar trebui să ne poziționăm. Să putem luta chestii. Că asta n-are curent. Acolo e lift, acolo e altceva. A, pe aici cred că. A, uite-mă pe aici. Asta era, mă, ce-mi trebuia. Uite, ăsta-mi trebuie pentru craft. Într-un mission-ul ăla. A, și ăsta e ăla, de-ar nevoie de ajutor. Hello, my name is Digger. As you can see, I've been involved in an accident. I kindly request your assistance. I don't think I should attack this drone. Smaller drones don't usually have a language system installed. What's going on here? Cine știe? I told you were gonna like this. I'm currently incapable of protracted conversation. Energy levels low.
I will remain unable to escape unless you perform a manual reset on the claw crane system. Please operate the ticker, buzzer, and clunker in that order. They're located here at this dump site. Ticker, buzzer, clunker. Request your assistance. Doamnele ferește. All right. Asta e the real fan service suit. Holy. Murim. Murim de-a binele. Stai mică, încerc să înțeleg unde Dumnezeu vrea să merg. Do not enter. Oh, cred că vrea să duc asta acolo. Așa că e de muncă puțin. Ah, doamne, iar uite, eu țin apăsat pe chestia asta, că e doar de... E apăsat doar acolo până se face bara aia. Ok, put it down. What? Înseamnă că nu e ceea ce crede că e. Da, sunt foarte multe de astea aici. Oh, cred că e pentru chestia asta altă. Ia. Să dăm de pe aici, poate asta e de fapt. Ok, put it down. Up. Perfect. Ok, și ăsta ce e? The ticker, the buzzer and the clanker. Și ăsta e the ticker pentru că tică e. Și să vedem unde e celălalt, the buzzer and the clanker. Ah. Bine, nici nu-mi dau seama care ar trebui să bâzie, gen. Oh, asta știu unde ar trebui să o ducem. Asta e de pus aici. Ok. Și aici ce e? What the fuck e asta? Oh, asta cred că trebuie să le punem aici. Ca să deschidă ușa. E, are sens. Ca să putem aduce și cealaltă treabă, dar unde vrea să o punem pe aia? Ok, și pot să aduc asta de aici. Care să mă ajute cu ce? Sunt alte drumuri pe care eu nu le știu. Sunt foarte multe de-astea, cutii de-astea așa pe aici. Ok, și asta e nou, deci câte puzzle-uri de rezolvat. Ia dăm și pe treaba asta aici. Oh! Și oare s-o pun acolo? A, nu, nu s-o pui acolo, ci doar s-o duc pe partea asta alta acolo. N-are sens. Ducem aici de aici, aia e. Bun. Ăsta ce e? Ăsta e the buzzer? S-ar putea să nu fie the buzzer. Ba, e the buzzer pentru că rezolvă curentul. Hai că aflu acum. Buzzy, I guess. Bun, și unde e clankerul ăla? Asta e ceea ce mă întreb eu. Cred că e pe aici. Ah, și o cutie de asta îmi trebuie aici. Să o însui pe ăsta. De-aia îți trebuie cealaltă cutie. De-aia era ăsta aici, nu era pentru altceva. Și bine, mai gândesc, mă gândesc mai și pe altă parte, totuși. Stai așa, să o parchez și eu pe aici. Aoleu, fițar, cutia de râs să-ți fie, ce greu se mișcă, că se blocase în colțul ăla de acolo. Bun. Mă suim aici. Aoleu, ușurel. Gata, frate. Iar ăsta cred că e the clanker. Amă, că involuntar le-am făcut în ordine. Bă, săracu, e prins acolo. E un robot plin cu aer. I can't believe this flimsy thing is still working. What a relief. Looks like you're right. Well then, how about we go check on that drone? Ce zici, Jean? Thank you so much for your help.
Hello, Adam. It has been some time. Would you kindly introduce me to this lady? Se știe cu Adam. Of course. What's the word? Oh yeah. Angel. Angel. That's the unofficial name for members of the Eve Airborne Squad. I'm Eve. What happened to you? Drones like you aren't supposed to work this way. Hello, Eve. I am Digger. I have innumerable thoughts concerning my thoughts, and I am capable of fantastic plans. Gânduri de glume proaste au venit așa, valvârtej. This would be fun. You see what I mean? Adam, please don't interrupt. Eve, someday I would appreciate the opportunity to sit at length and share with you my fantabulous hypothesis. I thank you again for your assistance. May our relationship continue to prove constructive. I am willing to provide useful resources. Okay. Ok, deci asta ne ajută cu niște informații și resurse, bobița asta. Hero. Încă un quest completed. Ne-a dat. Și acum avem toate părțile pentru Lily, deci înseamnă că putem progresa cu main story-ul, să avem aici ce asta. Asta e... E aia, mă. Da, hai să ne dăm fast travel în zonă, vedem și de main story și poate duce și pe bicicleta fetei, că... I-am promis că ne uităm pe bicicleta aia, bicicleta ei. Stai mă, așa, unde e ieșirea din locația asta, că să mă bată, mă, dacă îmi dau seama. Bă, stai mă, până a venit noi. Aici? Aici? Uite mă, pe aici, doamne, deci... Puteai să-mi arăți 500 de direcții, tot pierdut eram. Bun, hai să vedem de aici un fast travel. Alo? Du-mă și pe mine aici. Că de pe main story văd că ne ducem pe o chestie pe acolo și ajungem în zona quest-ului. Dacă nu, o să facem pe finalul zonei. Bun. Unde e main story-ul? Main, față. Ba? Da, e în față și apoi stânga. Să știți că nu o să folosesc costumul ăsta decât dacă... Dacă vă dorință din partea voastră, îți dau așa doar ca și recompensă. Opa, ce aici? Îmi dă un suc? Și asta mă reclamă la suc? Lily? What is this thing? It looks so strange. Oh, that's a can. In the past, it was used as a container for electrolyte solutions. A can? I like it. I can read a variety of data from this. It isn't much, but I can still feel traces of memories in it. It's a description or an advertisement for the electrolyte solution. Funny seeing you so interested in some old item. Well, they're kind of pretty in their own way. But if you're that worried about it, why don't I make a cabinet to store them? Ok. Facem colecție de doze. Oh, this is easy as pie for the one and only Lily Artemis. I'll prepare it right away. Let's make a collection together. Ok. Thank you, Lily. Collect cans. Oh, special reward. Bine, o să fim atent după dozatoarele astea. E așa special reward. It's a dead end. I can just dash along the wall. Wall running? Wait. Wow, great metals. Almost as good as mine. It must be the drone, not you. Stai așa. Țin atenți cum lovim aici, să nu lovim butoiul, că butoiul să bubuie toți banii. Avem și un camp aici. Ce faină melodia în zona asta, sincer. Asta nu așa, pe aici, așa să mă plimb și să ascult muzica asta. Foarte bun joc pe aspectul ăsta. Partea asta așa de muzică. Exospine, ce avem? Impacturile astea nu le-am folosit. Mă, rest n-are sens să dăm. Avem quest-ul secundar aici.
Mamă, doi roboțari sus acolo. Și unde e bicicleta aia? Aici ar trebui să fie. Oh, cred că e sus. Ne trebuie să o luăm pe aici. Sau nu? Unde mă bicicleta fetei? O, oh, pe aici. A, și să scoatem de aici oare? Nu cred că putem să scoatem. Stai așa. A, vrea să o folosim încolo, cred. Pe aici n-ai cum să te duci. Doar atât era aici. Ok, și questul unde e? Search for the motorcycle, dar mă jur că nu văd. Ce-a că lăsat-o pe aici? Iar aia nici n-ai cum să o muți să zici că poate vezi ceva. Robotul ăsta știe ceva? Nu cred că știe. Stai, poate de la macaraua asta rezolvăm ceva. Sau nu? Nu rezolvăm nimica. Oare să fie pe sub? Nu cred. Hai să ne mai uităm aici. Uită-mă, văd, e sus acolo. Nu o dau jos de acolo. Și cred că trebuie să te sui cumva. Deci chiar n-am cum să dau asta în față. Ah, nu mai poți. Eee, respect. Uite-o, frate. Adam, I've located the bike. She must have left it behind when she ran away. And it looks to me like the drones have already picked it clean. Nothing to be done there. Ha. Eh, am rezolvat, acum ce vrea să mai facem? Oh, search for Kaya Strunk. Care aia unde ar trebui să fie? Oh, și tot aici. Nu văd. Să nu cad acolo. A, e, mama era fix lângă. These kinds of trunks are you? I think this one belongs to Kaya. Good to hear. Okay, let's go ahead and get it back. Nice. Intră și questul ăsta. Sunt de simplu. Nu, nu vreau să ne întoarcem acum. O să ne întoarcem mai târziu, oricum o să avem treabă în... Wow! Bine, poate să predau eu după. Bun, unde e main story-ul? În față. Poate să mai mulți de ăștia aici, trebuie să avem grijă cu roboții ăștia. Te-ai trezit tu, drace! Ceara mamii lui. S-a trezit el repede, mă, nu mai putea să stea el o leacă două secunde în liniște. Aveți butoi ăla, nu bubuie? O fac, încă un butoi. Bă, dar ăștia pun butoaie sub, între cutii. Ce ne simțiți? Eu vin de aici foarte relaxat și toată lumea se spară ceva și niciodată apare butoiul. Am mai lovit vreo unul. Cred că și jos aici trebuie să fie ceva, dar nu cred că acum avem de ce căuta acolo. Hai să mai facem și puțin story, bă, că n-am făcut nimica episodul ăsta de story.
Da, a fost faină explorarea asta, nu-mi să vă mint. Dacă vă deranjează faptul că explorez, mă gândesc să joc jocul pe stream și să pun doar esențialul pe YouTube, dacă e asta o problemă. Adică pe mine nu mă deranjează, știu să fac și asta. Și e posibil să duc la asta. Wow, unde vrea să mă duc? Ah, aici. Ok, de-asta n-am avut până acum în luptă. Te arată de-a dreptul scârbos. Uai, lumea, a dat două capete. Naibii creatură, mă, ce și-am învârtit căpățâna aia dubioasă după mine. Oh? Bă, și ce n-am mai avut chestii de alea, cum am avut la început cu coduri, cu cutii, cu coduri și tot așa. Oh, cred că să dăm cu liftul. De așa că ceva e chest aici. La, ra, 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 ra. Oh. Range attacks. Și ești ceva cu ăsta aici. Ah, e cineva în cutie. Stai frate că încerc să mă poziționez, că să deschid asta. O bună! What on earth are you doing here? Ah, it was you, Angel. Johnny. I'm here on the project to inspect the plant and other facilities. I was about to head back, but I saw all these monsters. I barely managed to hide here. You already saved my life, but can I ask you a favor? Did you see a sentinel on your way here? No. You're the only person I saw. Sentinel? The thing is, a sentinel accompanied me here as a bodyguard. He shoved me in here to protect me from a Nativa. Oh, rip. Running off to fight it. I can't just leave without him. Wait here. I'll look around. Thank you so much, Angel. His name is Go. If he's alive, he should be around here somewhere. Oh. Îl căutăm prin zonă, mă gândesc. Trebuie să fie vreo treabă și ăsta. Oh, e o zonă specifică aici. Ah? Ah. Noi putem să mergem să vedem rapid ce e. N-are sens să plecăm repede din zona asta, că mă gândesc că main story o să ne pună să ne învârtim pe partea aia de jos, plus, uite, direct ieșire. Adică aș vrea să termin și quest-urile de pe aici înainte de toate. Vreau să dau și un quest să ne ducem în Zion ăla. Fast travel, uite, pe aici ne ducem să-l vedem pe ăsta. Bă, cred că ar trebui să scanez mai des după chestii. Olele. No enemies nearby. Looks like a pretty good place to fish. Ah, da, mă, stai că poți să pescuiești în jocul ăsta, am uitat. Și am activat ceva? Am activat o laie. Bun. Shotgun shell-uri și alte dele. Oh, aici. Încercam să găsesc unde Dumnezeu le înducem. Să plantăm astea. Hai bă, cu mașina de curățat. Opa, bune? Controlele sunt în funcție de cum e poziționat caracterul. E cum te uiți tu, ca în alte jocuri. Interesant totuși, cred că trebuie să activăm mai multe de astea ca să ne lase să descoperim ce Dumnezeu e aici. Cred că ăla s-ar putea să fie jos. Prietenul. Human, human. Crezi niște humani acolo jos în apă. Stai așa să băgăm și ăsta.
A, e chestul. M-am luptat pentru chestul ăla. Ok, dar tot trebuie să mănc în apă să văd ce e. Un, două. A, încă de asta. Cafea. Ne-a rupt cu cafeaua. Ok, hai să dăm aici ce e. Sunt doi oameni. Unde erau exact? Uite, unul în față. Și unul mai încolo. A, ah, și ăla e pentru quest. E cu verde. Lux memory. Ăsta e, pa. A, ăsta e Santinela. Ghost memory. I think this has to be the Sentinel. Ooh. Must have lost his footing while fighting off the Nitiba. May your memories live on forever. Unde ne ducem? Bro, unde mergem? Even further beyond. Pe aici nu mai e nimic. Și cred că am venit degeaba. Eh, nu chiar degeaba, stai așa. Stai așa că nu-i chiar degeaba. Mare cestan aici, ce aveți? Oh, n-avem parola. E rar. Stai că să căutăm vreun om care să aibă parola pe aici. Ori trebuie să fi găsit vreo unul care să aibă parola direct. A, dacă stai pe ăsta te ridică și mai repede sus. Da, nu mai e niciun om. Zici că faci o schemă de aia să te ajute vreun. Da, deci știi să cred că e ceva de pe aici, de la suprafață sau ceva de găsit, de rezolvat. Cer scuze pentru nasul meu nenorocit. Ce-i aia și de ce nu pot să o iau? A, stingere. Și gândeam eu, ce Dumnezeu vrea ăsta, mă, de la mine. Bun, acum putem să plecăm de aici. Deci asta era, mă, toată schema. Mă gândeam că poate să fie, cum se cheamă, părea a fi o arenă unde te-ai fi putut întâlni cu vreun boss fight sau ceva, dar nu e. Nu era o chestie de genul ăsta, aparent. Se zice în lui ăsta că i-a internat treaba și i-am găsit prietenul, care din păcate prietenul e Sal. Să vedem după. Ce ne mai zice? Ah, noi avem safe point fix lângă noi, mă. Yo, bro. Gata. Angel, you're back. What happened? Any luck finding the Sentinel? Yep. He died in battle. I see. So he died for me. Rip. We both knew this was a dangerous mission, but may his memories live on forever. Well, at least I completed the Prophet's mission. That's a relief. Angel, feel free to use the elevator over there. I repaired it. Nice. Then I'll get ready to head back. I will bring back the memory stick of the friend who died helping me. Good luck. Okay. Super! Hai că merită să faci o leacă astea pentru niște extra skill point-uri și toate. Deci putem folosi liftul ăsta, care unde se presupune să ne ducă. Ne ducem partea aia unde avem noi treabă. Ok, n-am văzut că aveam mare aici, mare checkpoint-an. E voi și noi camp-ul ăsta. Superb! Dar, oameni buni, noi suntem primi aici cu acest video din Stellar Blade, așa că nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim de acum data viitoare. Pa!